Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. Eroii basarabeni căzuți în războiul din Afganistan au fost comemorați astăzi în mai multe orașe din Republica Moldova. Acum 31 de ani, pe 15 februarie, se încheia conflictul afgano-sovietic. Femeile din raionul Aninii Noi, dar și din zonele apropiate și regiunea transnistreană, beneficiază acum de condiții foarte bune la secția de nașteri a Spitalului Raional Aninii Noi, preparată cu bani oferiți de județul Vaslui din România. Un turist chinez a murit în Franța din cauza noului coronavirus. Este primul deces de acest fel înregistrat în Europa. Un român aflat la bordul unui vas de croazieră refuzat de toate porturile, dar acceptat acum de Cambodgia, se va întoarce acasă. Amintire veșnică eroilor căzuți în războiul din Afganistan. Peste 300 de basarabeni și-au pierdut viața în această confruntare. În timp ce veteranii sângerosului război se plâng de cheltuielile enorme pentru tratamente, autoritățile se laudă că au reușit majorarea indemnizației pentru ei de la 100 la 300 de lei. Cu flori, lumânări și cu pozele îndoliate ale eroilor căzuți pe câmpul de luptă, a fost marcat astăzi sfârșitul sângerosului război. Acum 31 de ani, pe 15 februarie, contingentul militar sovietic se retrăgea din Afganistan. Atunci am înțeles că, într-adevăr, ne-am nimerit la un război care nu ne-l închipuiam. Nu știam numai prin cărți, prin istorici, spuneau. Atunci, într-adevăr, am văzut ce înseamnă războiul, ce înseamnă să pierzi prietenul. Ne amintim momente tragice, unde am pierdut camarazii noștri de armie. Până în prezent, pentru mine, e o întrebare de ce a căutat armata 40, armata sovietică în Afganistan. Care a fost necesitatea să ne ducem? 300 de basarabeni nu s-au mai întors acasă, lăsând părinți și familii îndoliate pe viață. Constantin Munteanu și-a pierdut fratele în Afganistan. Avea doar 19 ani. A plecat în 1988. 6 mai, din Balta, pe toți au dus în Kabul, în Afganistan. Dureros. Anual vin aici, de când acest memorial cinstea lor s-a deschis și vin și o să vin cât într-adevăr merită. An la rând, veteranii războiului din Afganistan au primit o indemnizație de numai 100 de lei. Am avut 100 de lei, acum ni s-au promis din 2020 ni se dea 300. E suma mică care noi nu putem să acoperim toate cheltuielile. Autoritățile strâng neputincioase de numeri și spun că fac tot ce pot pentru a le asigura veteranilor și văduvelor de război o viață mai bună. Asigurarea medicală care va fi garantată veteranilor neangajați în câmpul muncii, este vorba de circa 5.000 de veterani care la momentul actual nu puteau beneficia de asistență medicală gratuită. Totodată vreau să menționez că am majorat finanțarea pentru Centrul Republican Experimental Protezare și Ortopedie, unde veteranii trec reabilitare. La războiul din Afganistan au participat peste 12.000 de basarabeni. Confruntarea afgano-sovietică a durat 9 ani. O femeie de 81 de ani din orașul Bălți a supraviețuit după ce a căzut de la etajul 2 pe acoperișul magazinului aflat la parterul blocului de locuințe. Ea a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic din Bălți pentru îngrijiri medicale. Vă spunem mai multe despre acest caz imediat în Telejurnal. Plecarea lui Vlad Plahotniuc a oferit o șansă Republicii Moldova, dar actualul guvern de la Chișinău trebuie să continue reformele începute de fostul executiv condus de Maia Sandu. Opinia a fost exprimată la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova de ambasadorul UE la Chișinău, Peter Mihalco. Diplomatul spune că autoritățile trebuie să reformeze justiția, să combată corupția, să asigure respectarea principiilor și standardelor democratice. Obiectivul asocierii politice și integrării economice a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană rămâne și este obiectivul care trebuie atins cu aceste reforme și sunt necesare eforturi din partea
celor care iau decizii. Fuga sau plecarea lui Vlad Plahotniuc din Republica Moldova a fost un lucru bun pentru societatea? Într-adevăr, asta a dus prilejul, oportunitate de a schimba radical lucrurile în Republica Moldova. Am simțit în mod foarte puternic că după schimbarea din iunie 2019, deja anul trecut, a fost prezentă foarte puternică voință politică în guvern de atunci, reforme care au fost începute. O nouă capturare a statului ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova? Cu siguranță, pentru că nu mai este posibil oameni, după ce au văzut că se poate mai bine, să se repetă ce a fost în trecut. Dar în acest moment ați sesizat semnale că ne putem îndrepta spre o nouă capturare a statului? Noi cu mare atenție privim situația. Dacă au loc și dezvoltările nedorite, precum repetarea schemelor de corupție, schemelor ilicite din economie, schemelor de contrabandă, dacă cei care au participat sau condus acest tip de scheme vin înapoi. La Bruxelles provoacă îngrijorare modul în care are loc investigarea fraudei bancare. Au trecut ani și n-am văzut progres. Am văzut primele semne de progres în a doua jumătate a anului trecut, când s-au făcut pași spre chiar investigare să aduce rezultate, pași necesari care până la decembrie au avut loc, acum nu vedem că ar continua acest progres. Dar în domeniul mass media, excelență, s-a reușit să se facă ordine? Aici nu a fost înregistrat progres dorit. Ceea ce privește instituție care trebuie să lucrează, Consiliul Audiovizualului nu lucrează cum trebuie, mai ales că se vede și se văd niște fenomene negative cu dezinformare care împotriva care trebuie luptat. Sunt planificate în viitorul apropiat vizite de la Bruxelles la Chișinău, mă refer la comisari europeni sau eventual președinte Comisiei Europeane, Parlament European, sau de la Chișinău ar urma să meargă cineva din demnitarii noștri? Acum suntem concentrați spre Comitetul de Asociere care va avea loc săptămâna viitoare și să vedem ce va veni în perioada următoare. Democrații și-au stabilit vicepreședinții. Consiliul Național Politic i-a ales astăzi în funcțiile de vicepreședinți ai partidului pe 9 deputați PDM și alți 2 membri de partid. În organele de conducere nu se mai regăsesc foștii vicepreședinți Andrian Candu, Vladimir Cebotar și Sergiu Sârbu. Potrivit surselor din interiorul formațiunii, cei 11 vicepreședinți ai PDM sunt deputații Vladimir Andronachi, Monica Babuc, Ruxanda Glavan, Nicolae Ciubuc, Eugen Nichiforciuc, Ludmila Guzun, Igor Vreme, Violeta Ivanov și Vasile Bâtcă. Vicepreședinți au fost aleși și membrii PDM Valentina Buliga și Alexandru Cauia. Deși președintele formațiunii Pavel Filip anunța că PDM se află într-un amplu proces de reformare, din organele de conducere nu au dispărut apropiații fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Printre aceștia se află Vladimir Andronachi, care este și autorul controversatei legi privind amnistia fiscală, dar și Eugen Nichiforciuc, despre care opoziția spune că ar fi omul de încredere al lui Plahotniuc. Oligarhul a plecat din țară și din partid imediat după preluarea puterii de către fosta coaliție PSRM acum. Atunci toți vicepreședinții PDM și-au dat demisia. Doi cetățeni ai Republicii Moldova și-au pierdut viața într-un cumplit accident de circulație produs în Ungaria. Alți 6 basarabeni care se aflau în același microbuz au ajuns la spital. Totul s-a întâmplat acum 2 zile pe o autostradă din apropierea orașului Tata.
Din motive încă necunoscute, șoferul a scăpat vehiculul de sub control, iar microbuzul, înmatriculat în Lituania, s-a izbit violent de remorca unui tir. Potrivit presei ungare, în mașină se aflau 9 cetățeni ai Republicii Moldova care plecau la muncă în Europa. Condiții europene la secția de naștere a Spitalului Raional a Nenii Noi, după ce unitatea a fost reparată capital. S-a schimbat totul, de la tavan și pardoseală până la instalații, mobilier, geamuri și uși. Acum, mamele și pruncii lor se pot bucura de saloane individuale, dotate fiecare cu baie. Totul s-a făcut cu sprijinul financiar oferit de județul Vaslui din România, care a mai ajutat și în trecut unitatea spitalicească. Maria a născut acum 3 zile în secția recent renovată. Ceilalți 2 copii i-a adus pe lume în Rusia și spune că diferențele sunt vizibile. Отношения очень хорошие персонала. Условия тоже хорошие, горячая вода, тепло. Убирают, как бы всё хорошо. Я довольна. Всё необходимое, что нужно. Micuțul Ernest este deocamdată singurul nou născut în secția proaspăt renovată. Medicii recunosc că natalitatea este în scădere, dar cred că multe femei din zonă se duceau să nască la Chișinău. Acum că și Spitalul Raional oferă condiții ca în capitala țării, speră că situația se va schimba. Lucrez deja de 10 ani în secția maternitate din Spitalul Raional Nenii Noi și noi nici nu ne-am așteptat la așa schimbări globale a secției noastre, la așa o reparație frumoasă, la așa condiții de muncă foarte bune. Și pentru pacientele noastre este un plus, pentru că unele dintre însele nici acasă nu au așa condiții de trai cum sunt acum la noi maternitate. Pacientele după renovare s-au pus accent pe asta și avem mai multe nașteri pe timpul și ala când încă nu avem așa condiții. Plecau la Chișinău, Suceau, la unde erau condițiile mai apte de a naște. De aceste condiții bune nu vor beneficia doar locuitoarele raionului a Nenii Noi. Datorită amplasării spitalului, aici pot veni atât paciente din raioanele apropiate, cât și din regiunea transnistreană. La momentul dat, 13.000 de persoane din regiunea transnistreană sunt deservite în secția de primire prespitalicești, specializată de ambulator, care din Tighina, din Tiraspol, Slobozia, Grigoropol, vin și la internări în secțiile de terapie, chirurgie. Colaborarea transfrontalieră între județul Vaslui și a Nenii Noi nu se va opri aici. Autoritățile române își propun să susțină și alte proiecte locale. Singurul obiectiv finalizat în materie de spital în proiectele noastre, mici așa cum sunt ele, este cel de la a Nenii Noi și urmează cel de la Strășeni, spitalul din Strășeni, pentru care am construit un acoperiș nou. Noi ne propunem să mergem pas cu pas, în funcție de veniturile pe care le avem noi, să mergem pas cu pas până la finalizarea reabilitării acestor unități spitalicești. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să implementăm aceste două proiecte, ambele pe direcție medicală, pentru a asigura condiții mai bune, în primul rând, pentru pacienții din raion, dar și pentru asigura o vizibilitate a Consiliului Județean Vaslui și a României în Republica Moldova, pentru că la intrare în spital, pe ambulanță, pe toate obiectele și în toate lucrările pe care le facem cu partenerii din România, menționăm, donat de județul Vaslui. Refacerea intrării în Spitalul Raional a Nenii Noi, dar și cumpărarea unei ambulanțe în 2018 au fost posibile, tot cu un ajutor nerambursabil de 20.000 de euro, oferit de Consiliul Județean Vaslui. Pentru lucrările de la maternitate, partenerul român a oferit 100.000 de euro. Sprijinul financiar a fost posibil după semnarea acordului de înfrățire dintre raionul a Nenii Noi și județul Vaslui. A Nenii Noi a mai încheiat un parteneriat și cu orașul Arad din România. Magazinul de la parter i-a salvat viața. O femeie în vârstă de 81 de ani din orașul Bălți a supraviețuit ca prin minune după ce a căzut de la etajul 2 pe acoperișul magazinului aflat la parterul blocului de locuințe.
Totul s-a întâmplat dimineață, în jurul orei 7. În urma căzăturii, femeia a suferit mai multe traumatisme, printre care și o comoție cerebrală. Ea a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic Bălți pentru îngrijiri medicale. Nici polițiștii și nici salvatorii nu știu în ce condiții a căzut octogenara de la geamul locuinței sale. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în 54 de situații de risc. Pentru mai mulți bătrâni și nevoiași din Soroca, ziua de sâmbătă este o adevărată sărbătoare. Asta pentru că sunt vizitați o dată pe săptămână, chiar în această zi, de voluntarii de la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni, care le aduc un prânz cald. Suntem martorii bucuriei lor mai târziu în telejurnal. Visul oricărui șofer din Chișinău este un loc de parcare, aproape de casă sau de serviciu. Numai că sunt tot mai multe mașini, iar parcări tot mai puține. Să găsești un loc este o adevărată aventură, așa că mulți șoferi parchează unde apucă, cel mai des pe trotuare. Statistic, în 2019, în Republica Moldova a fost depășit pragul de 1 milion de unități de transport înregistrate, dintre care 650.000 sunt autoturisme. Puțin peste 50 de centimetri, atât loc rămâne între clădire și mașinile parcate pe trotuare. Trecerile devin o adevărată provocare pentru mămicile cu cărucioare care sunt nevoite să iasă pe carosabil. Iar aici locul destinat pietonilor este la fel limitat, unde mai pui că mașinile sunt parcate pe două părți, iar pista destinată cicliștilor este blocată. Situații similare sunt pe cele mai multe străzi din Chișinău. Șoferii se plâng că nu le mai ajung trotuarele, iar pietonii că nu au pe unde merge. Așa începe bătălia. Foarte greu, dar și cu un căricior sau un om invalid, cum să meargă? Foarte greu. Blochează trecerea. Da, 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 chiar că pe trecere. Abia de puț trece. Dacă ai noroc, găsești loc de parcare. Dacă nu, improvizezi. Nu e cel mai simplu, dar se găsește. Mașini oricum sunt prea multe în oraș, asta e o statistică deja cunoscută. Oamenii improvizează, a noi inginerii națiunea e învățat să improvizeze și asta e situația. Foarte greu de găsit o parcare, ce-am. Las mașina în deal și mă duc la Valea Piață dacă îmi trebuie. Deci nu s-a făcut Chișinău pentru alta mamă de mașină, dacă spui la drept așa. E făcut cum era odată, nu se modifică nic, nu se modernizează nic. Dimineața se poate de găsit mai ușor. Pe vremea asta mai greu, dar iată, am avut noroc să-i sancționeze pe șoferii care se parchează neregulamentar, blochează drumurile, iată, ei deranjează mai mult. Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că după 1990, la fiecare 15 ani în Chișinău, numărul de autoturisme se dublează. Așa se face că infrastructura urbană nu mai face față numărului mare de mașini. Mai mulți au construit blocuri fără a se crea și locuri de parcare obligatorii prin lege. Aceste 60.000 de apartamente, noi le-am înghesuit peste celelalte 220. Deci noi nu am extins orașul, nu am creat străzi noi, noi am sufocat orașul. Vă dați seama, 60.000 de apartamente, asta înseamnă cel puțin 40.000 de mașini în plus. În prezent, noi în Chișinău avem 195 de mașini în acest an, vom avea planul, ușor trecem de 200.000. Statistic, cel mai aglomerat este sectorul centru. Autoturismele ocupă în timpul zilei aproape 60% din suprafața utilă a străzilor. O mașină ocupă 11 metri de parcare și dacă te uiți atent, noi avem mașinile care ocupă 20% din suprafața tuturor străzilor din oraș. Deci noi ne intrăm prin ogrăz, prin curți, prin unde vreți dumneavoastră, oricum nu încap la fiecare kilometru de drum. Pe oră se percep în vreo 30.000 de lei din cauza ambuteajelor. Reprezentanții primăriei susțin că lucrează la proiecte de îmbunătățire a circulației rutiere. Ei își propun ca până la vară să creeze benzi de trafic destinate doar pentru transportul public. Planificăm să eliberăm de parcare neautorizată, ilegală, străzile centrale și organizarea benzilor dedicate ca autobuzele și troleibuzele să nu stea în ambuteiaje și să circule conform orarului. Specialiștii își propun să reproiecteze și locurile de parcare din stradă. Le vom marca, le vom semnaliza astfel încât să fie clar unde se poate deparcat și unde nu se poate deparcat. Pentru că acum avem un haos cu parcările, oamenii parchează oriunde. Cu agenții economici care vor să investească în astfel de lucrări, vom porni procesul de construcție a parcărilor multietajate. Pentru a mai salva situația, primăria duce tratative cu reprezentanții Parlamentului pentru a oferi 3 din cele 5 etaje a garajului pentru amenajarea unei parcări publice.
O părticică de istorie riscă să se piardă dacă nu se găsesc urgent bani pentru restaurare. Este vorba de o biserică veche din satul Vorniceni, trecută pe lista monumentelor protejate de stat. Potrivit oamenilor din zonă, biserica din len Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril a fost construită la inițiativa domnitorului Alexandru cel Bun. Acum însă lăcașul de cult e pe cale să se prăbușească. Această biserică din marginea satului Vorniceni reprezintă o adevărată bijuterie arhitecturală. Datează din anii 1400 și a fost construită din lut, lemn și paie de către localnicii din aceste ținuturi. Ultimul serviciu divin a fost oficiat aici în anul 1954, iar de atunci lăcașul sfânt a devenit monument de istorie și arhitectură. Potrivit localnicilor, biserica ar fi fost construită în perioada domniei lui Alexandru cel Bun, după ce a câștigat o bătălie împotriva turcilor. Alexandru cel Bun, fiind și blajin la suflet și chiar după cum se spune și prenumele Alexandru cel Bun, i-a iertat și le-a permis să părăsească această localitate. Dar în semn de biruință a propus localnicilor să zidească o bisericuță din lemn pe temelii de piatră și să-i pui ramul acestei bisericuți, Arhanghel și Mihail. Biserica are o arhitectură aparte, care fascinează și astăzi prin simplitate și trăinicie. În interiorul ei au mai rămas câteva icoane din secolul trecut. Este o bisericuță construită, dacă o să o vedeți, în formă de barcă. O arhitectură interesantă, este unicală. Din acest loc a pornit cândva construcția primelor case din sat, iar unde se afla acum biserica era odinioară centrul localității. Localnicii care au rămas fără case au decis să vină să-și zidească casele în jurul acestei bisericuți. Și din acel moment, de fapt, localitatea Vorniceni a început să-și construiască casele aici, unde se numește, chiar de atunci, se numea fundătura satului. Ea era mai aproape de păduri, erau mai protejați. Monumentul inclus în registrul de stat se află într-o avansată stare de degradare, cu pereții susținuți de bârne, scările și acoperișul putrezit. Biserica din Vorniceni veghează la margine de sat și își așteaptă restauratorii. Reprezintă pentru sat foarte multe, dar cred că nu sunt posibilități, nu sunt necesități, nu trebuie bani ca să restaureze și cred că nu-i de ajuns și n-ar și însăpuși ca să restaureze. Biserica aș vrea să fie renovată, să poate fi un muzeu istoric care multe lume din alte sate să poate o viziteze. E trebuie reconstruită și de făcut ca muzeu, eu și-o făcut, pentru că au mai fost multe cazuri când au strâns bani, dar nu s-au ajuns la condiții. Potrivit Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor de-a lungul anilor, s-au cerut de mai multe ori bani de la guvernanți pentru reparația bisericilor de lemn din țară, fără răspuns deocamdată. De asta primul semnal l-am tras prin raportul nostru pe țară, care l-am făcut în 2011, Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova la realitate, la necesitate. Și am dat o sugestie celor la nivel local ca să acționeze, să identifice finanțările pentru elaborarea schiței de proiect, a proiectului de execuție, respectiv cu efortul la nivel deja național, cu implicarea Ministerului Culturii, bine de atunci, de astăzi, Educație, Cultură și Cercetare, pentru că legea ocrotirii monumentelor obligă organele de stat pentru ocrotirea monumentelor să aloce finanțare. Satul Vorniceni, unde se află biserica, este amintit în literatura istorică încă de prin anii 1400, fiind unul dintre cele mai vechi din Republica Moldova. Iarna, atât cât a fost, e pe sfârșite. Mărțișorul e tot mai aproape, așa că artizanii și comercianții se pregătesc pentru a-i uimi pe cumpărători. Meșterii populare oferă o alternativă pentru mărțișoarele clasice, multe dintre ele fără personalitate. La modă sunt acum mărțișoarele croșetate cu motive tradiționale, cele turnate din polimeri sau create din flori uscate sau lemn. Prețul acestora este în funcție de model și mărime. În
Vanessa Munteanu a început să grujeteze mărțișoare în urmă cu 8 ani. Din dorința de a fi deosebită, a început să-și pună imaginația la încercare pentru a crea ceva unic. Am început inițial cu aceste cărțișoare, care provin de la carte și mărțișor. Ele vin personalizate pentru mamă, tată, bunică, toți cei dragi, profesoară. Și fiecare pagină din cărțișor conține câte un mesaj de felicitare. Așa a venit și ideea de a face ciocolate personalizate. La fel, sunt cureri. Și am zis să fac niște probete umplute cu diferite tipuri de ceai. Și pentru că suntem un popor ce respectă tradițiile, Viorica Morar croșetează mărțișoare cu panglici tricolore. Instrumentele de bază sunt croșetul și ața. Eu de obicei utilizez ață din Bumbăceau sau lăniță. Astăzi o să utilizez lăniță, un pic mai grosuță. Am mers cu 8 piciorușe cu jeteu să formăm tălpuța cu pincii. Iată covorașul cu pincile noastre. Cererile de mărțișoare au crescut, așa că are mult de lucru. Chiar și pălărioarele, le-am dat un efect lentuță tricolor ca să pară mai tradiționale, mai avem moldovenii, care însă și avem stănuțul din ăștia mici, avem iarăși rochița în formă de ie, să zic așa, pălărioare mici. Olga Torgai brodează și ea de aproape 2 ani mărțișoare tradiționale. Am hotărât să fac de tip broșă, pentru că nici n-am mai văzut la altcineva. Motivele tradiționale le-am ales pentru că acestea ne reprezintă ca națiune. Sunt clienți care doresc să fie mai deosebiți, mai speciali, de aceea aleg mărțișoare de tip broșă cu inițiale, ca să fie și o amintire frumoasă. Cele mai multe mărțișoare se vând pe internet. Prețurile încep de la 10 lei și pot ajunge până la câteva sute de lei. La români, mărțișorul ca obiect simbolic a fost alăturat Dochei, personaj mitologic a cărei zi era sărbătorită la 1 martie. Sărbătoarea mărțișorului se mai întâlnește la bulgari care o numesc Martenița, dar și în Macedonia și Albania. Zilele de sâmbătă sunt așteptate cu mare nerăbdare de 22 de bătrâni și alte persoane nevoiașe din municipiul Soroca. De o lună ei au parte în această zi de prânzuri calde oferite de voluntarii de la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni, aflată pe cheiul râului Nistru. Visul părintelui paroh este ca într-o zi să înființeze o cantină socială și să-i poată hrăni pe toți cei care suferă de foame. Bună ziua, domn Nicolae, noi v-am adus iar un prânz cald, după cum știți. Azi la meniu avem o supă caldă, avem de obicei pâine, avem supă cintă. Domn Nicolae, poate mai aveți nevoie de ceva din când în când? Bă, da, profi, domnul. În fiecare sâmbătă, voluntarii trec pragul caselor bătrânilor și săracilor care nu pot să-și prepare un prânz cald. Maria Ursache este la pensie și mai are în grija sa un nepoțel. Trăiau într-o mizerie și sărăcie Lucie, dar recent o familie din sat a emigrat și le-a permis să locuiască în casa lor. Sâmbetele sunt zile de sărbătoare pentru ea, pentru că o vizitează voluntarii de la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni. Și aici, la felul 2, avem un și din Ogrie, Olivier. Le așteptăm foarte bine și foarte frumos poartă, vorbesc foarte frumos cu noi. Ne întreabă cum ne simțim. Acolo, când a intrat părintele și a văzut cum trăim, și copil mic, zice, mai scurt, cea că de asta noi mâncăm. De atunci ne-a dat să mâncăm. Pungile cu mâncare sunt împărțite de aproximativ 50 de tineri și copii care vin la biserică din mai multe localități apropiate. Am o doamnă care aștept cu nerăbdare să ajung sâmbătă să mă duc să o văd. Am două doamne mai tinere, la fel, cu copii mici. Adică când te duci așa, te primești sufletește. Eu într-o zi reușesc să ajung la 4 bătrâni. Eu mă simt sufletește satisfăcută și cred că fac un bine. Dorința tinerilor de a face bine i-a inspirat părintelui paroh Sorin Huluța ideea de a oferi prânzuri calde nevoiașilor. Sacoșele de sâmbătă, așa cum le numesc, sunt umplute cu bucate gătite în bucătăria parohiei de voluntare. Un pachet alimentar conține un vas cu felul întâi, cu ciorbă sau zeamă sau o supă, un felul doi și un desert și pâinea cea de toate zilele. Produsele necesare pregătirii hranei sunt aduse ca și donație de către credincioșii bisericii noastre.
astfel că marea parohiei nu este niciodată goală, iar sacoșele de sâmbătă se vor umple din nou în fiecare săptămână. La revedere, ne mai vedem săptămâna viitoare. Numai decât vă așteptăm, dar cum? Ce sănătos, eu plângă voi. Până sâmbătă ne vedem. Da, noi așteptăm să venim. Ușa-i deschisă. Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni din Soroca a fost construită de fostul președinte al României, Traian Băsescu. Versurile nemuritoare ale marelui poet și patriot basarabean Grigore Vieru au răsunat ieri la Cahul. Cei 85 de ani de la nașterea lui au fost marcați și prin lansarea unei cărți de poezii semnată de Efim Chicu. La sărbătoarea care a avut loc la Teatrul Bogdan Petricei cu Hașdeu au venit oaspeți de pe ambele maluri ale Prutului. Mă temeam să nu-ți fie frig, zise mama. Vin rudele să mă vadă. Vorbesc în șoaptă, afară ca la priveghi. Toată lumea plânge în aceeași limbă. Râde un pământ și doar limba ta durerea poți o mângâi. În amintirea marelui poet basarabean, scriitorul Efim Chicu și-a lansat cu această ocazie o carte de poezii. În această carte sunt adunate poezii mai mult pe temă patriotică. Fragmente din acest volum au fost prezentate de actorii teatrului Bogdan Petricei cu Hașdeu din Cahul. Dar nu-i viața undeva mai amară și mai dulce ca în Basarabia. Cântă semenii și joacă de politică stricați, între clopote și toacă, între mare și Carpați. Unii trag spre înfrățire, alții se feresc de neam. L-am cunoscut și eu pe marele Vieru și îl port și acum în suflet, așa cum purtam pe când eram student o cărticică a lui cu numele tău. Și am rămas să scriu mai departe, să duc mai departe poezia de acolo unde mi-a lăsat-o el, fiind foarte conștient că dacă el ar fi trăit, ar fi făcut-o mai bine decât mine. Dar o fac în speranța că după dispariția mea va veni un alt poet tot așa modest și va spune că eu aș fi făcut-o mai bine. Poezia lui Grigore Vieru dăinuiește și și-a găsit urme prin alți poeți. La sărbătoarea de la Cahul au participat și artiști din București. Spectatorii spun că au participat cu mari emoții și cu bucurie la evenimentul dedicat marelui poet al neamului românesc. Suntem plini de emoții, astăzi vorbim mult despre Grigore Vieru, avem o datorie față de poet pentru a-i cunoaște opera. Grigore Vieru a fost unul dintre cel mai mari români. Ne mândrim cu așa personalitate. Alții spuneau că vor să zboare în cosmos. El a spus că dorința mea este să trec Prutul. Ieri s-au împlinit 85 de ani de la nașterea marelui poet basarabean Grigore Vieru. El a încetat din viață pe 18 ianuarie 2009, în urma unui grav accident de circulație. Mii de curioși s-au înfruptat din bunătățile tradiționale la un festival organizat în satul harghitean Nicolești din România. Cârnatul a fost produsul căruia i-a fost dedicată această sărbătoare culinară. Imagini de acolo vedeți mai târziu în telejurnal. Ministerul Mediului din România propune o revoluție a iluminatului stradal. Vrea să dea bani primăriilor pentru înlocuirea becurilor de tip vechi cu reflectoare pe bază de LED. Sunt mai rentabile și mai puțin poluante. Finanțarea pentru autoritățile locale va fi 80 de milioane de RON.
În 1857, Bucureștiul era primul oraș din lume în care sistemul de iluminat public se realiza cu petrol lampant. În perioada respectivă, nici Timișoara nu s-a lăsat mai prejos și a devenit în 1884 primul oraș european în care sistemul de iluminat public stradal era realizat în întregime electric. De atunci, multe s-au schimbat, dar astăzi suntem în urma multor state. În țară sunt puține orașe cu străzi iluminate cu soluții ecologice. În București, Oradea sau Brașov, la Cluj și 60 de treceri de pieton sunt iluminate cu LED-uri. Sistemul de iluminat public cu tehnologie LED aduce reduceri foarte mari la factura de energie electrică față de corpurile normale cu peste 60%. Tehnologia LED a fost folosită de municipalitate și în cazul trecerilor de pieton. Mai exact, pe timp de noapte, acestea sunt supra-iluminate pentru ca pietonii să poată fi văzuți din timp de către șoferi. Ministerul Mediului vrea să pună la dispoziția autorităților locale 80 de milioane de euro pentru înlocuirea becurilor vechi de pe străzi. Practic fiecare primărie va inventaria necesarul de lămpi, va face un studiu de iluminare, urmând ca foarte rapid să beneficieze de finanțare pentru ca să le și monteze. Iluminatul cu LED are mai multe avantaje. Consum scăzut de energie, cheltuieli mai mici cu mentenanța. Fluxul de lumină poate fi reglat și direcționat. În plus, sistemele LED nu conțin componente periculoase pentru mediu, precum mercurul. Trebuie văzut în ce context reducerea de emisii asociată cu scăderea consumului de energie poate să fie valorificată sub formă de certificate de emisie de către primării. Ministerul Mediului intenționează să acorde finanțări și pentru reabilitarea și extinderea rețelelor electrice. Militarii români și americani din baza Mihail Cogălnicianu din județul Constanța au participat la o tragere dintr-un poligon din zonă. Românii au avut ocazia să folosească una dintre armele partenerilor, celebra carabină M4. În bază sunt în permanență câteva sute de militari ai SUA. După ce Rusia a anexat ilegal Crimeea în urmă cu 6 ani, Washingtonul a hotărât să întărească flancul estic și a suplimentat trupele din România. Polițiștii militari români și americani s-au antrenat împreună în poligonul bazei Mihail Cogălnicianu. Românii au tras și ei cu armele partenerilor americani. We work very, very closely with the Romanians here on base. We do joint law enforcement on a daily basis. Work the gates together. We come to the ranges together and do all of our training in a joint manner. So I think it increases our readiness as the United States military, and then increases their readiness as the Romanian military. We are like a team. We are the same. There is no Americans and no Romanians. We work as together as a team, and they can ask for our help anywhere. În baza Mihail Cogălnicianu sunt în permanență sute de militari americani care au adus cu ei tancuri, transportoare, blindate și elicoptere Black Hawk. Armata intenționează să dezvolte baza în viitor. În următorii 20 de ani, pe o suprafață de peste 2400 de hectare, MAPN vrea să construiască o nouă pistă, hangare, dar și locuințe, școli și grădinițe pentru militari și pentru familiile lor. Cârnați din carne de porc și cașcaval cu ciocolată sau chiar preparați cu vin. Sunt doar câteva dintre bunătățile ce au putut fi gustate astăzi la festivalul organizat în satul Harghitean Nicolești, din România. Priceperea și hârnicia producătorilor merg mână în mână cu voia bună. Mii de curioși s-au înfruptat din bunătățile tradiționale. Atmosferă de sărbătoare în satul Nicolești. Dizi de dimineață, echipele de bucătari amatori din țară, dar și din Ungaria și Slovacia au frământat 10 de kilograme de carne tocată. Producătorii se laudă cu ingrediente bio din gospodăriile localnicilor. Pentru un cârnat bun trebuie carne de calitate. Ingredientele și condimentele trebuie și ele să fie de calitate și trebuie pus mult suflet. Vedetele festivalului au fost cârnații cu vin sau cei preparați din carne de urs. Venim din Ungaria, dintr-o zonă viticolă renumită, unde se face un vin roșu, iar din acest vin punem și încărnați, ca să le dăm o aromă deosebită și un gust un pic dulce. Osul ursului și puteți să ne vedeți că asta nu o să muște, așa că e blând acum. Am cozonac secuiesc. Asta e cozonac adevărat. Adică, vedeți, din cârnați e făcut. Localnicii, dar și turiștii s-au bucurat de bogăția felurilor de cârnați, proaspeți, afumați sau uscați. Abia am așteptat să vină festivalul, să văd să nu pierd cumva, că în fiecare an vin. Și cu boian, și fără boian, e foarte gustos. În județul Harghita, anual, au loc zeci de festivaluri culinare prin care sunt promovate produsele tradiționale specifice zonei.
Sunt 36 de echipe cu nu știu câte feluri de chiurnațe și tradiționale, sunt noi inventate cu gemuri și cu ciocolată. Evenimente ca acesta atrag mii de turiști din țară și din străinătate. Glumă la nivel înalt în Statele Unite. Câțiva ruși celebri pentru farsele făcute mai multor politicieni din lume l-au sunat pe democratul Bernie Sanders și s-au pretins a fi activista ecologistă Greta Thunberg și tatăl ei. În telejurnal vedeți când și-a dat seama politicianul că îi se întinde o capcană. Primul deces de coronavirus în Europa. În Franța a murit un turist chinez, a anunțat Ministerul Sănătății de la Paris. Apar noi cazuri de infectare cu coronavirus în China continentală, iar numărul deceselor a crescut în ultimele 24 de ore. Autoritățile spun însă că, în comparație cu săptămâna trecută, situația este ceva mai bună. Excepție face așa numita zonă de epicentru, de unde a pornit epidemia de coronavirus. Un român aflat la bordul unui vas de croazieră, refuzat de toate porturile, dar acceptat acum de Cambodgia, se întoarce acasă, anunță Ministerul Român de Externe. Din echipajul aflat la bordul navei fac parte și doi cetățeni ai Republicii Moldova. De teama coronavirusului, nimeni nu a vrut să permită vasului de croazieră Westerdam să acosteze, deși nu era nici măcar un caz de infectare printre cei 2300 de oameni aflați la bord. După ce s-a plimbat prin Japonia, Taiwan, Guam, Filipine și Thailanda, vasul a fost în sfârșit primit de Cambodgia. Very, very grateful that Cambodia has opened literally its ports and its doors to people in need. We think this sends a strong message. We all have to help each other. Americanii au anunțat că trimit un avion militar pentru a-și lua cetățenii aflați pe un alt vas în carantină, Diamond Princess. Nava se află în apele Japoniei de 2 săptămâni, iar la bord s-au confirmat peste 200 de cazuri de infectare cu coronavirus, între care și un român, care acum este tratat la un spital din Japonia. În China continentală, autoritățile afirmă că numărul cazurilor de infectare confirmate e în scădere în toată țara, cu excepția regiunii de focar însă, unde se află și orașul Wuhan, de unde a pornit epidemia. 湖北和武汉的疫情防控工作。 China e paralizată de epidemia de pneumonie virală, iar reluarea activității pare destul de îndepărtată, ținând cont că sunt noi restricții și carantine. Toți cei care revin la Beijing din vacanța de anul nou sau din alte călătorii sunt obligați să intre în carantină, acasă, timp de 14 zile, iar cei care nu se conformează vor fi sancționați. Un băiețel de doar 5 ani a devenit erou în statul Georgia, după ce și-a salvat toată familia. În zori, în casa a izbucnit un incendiu din cauza unui scurt circuit. Iar micuțul a știut exact ce are de făcut. A trezit-o imediat pe sora lui, a dus-o afară, s-a întors în casă pentru a lua cățelul familiei. Apoi a alertat pe vecini care au salvat restul familiei. După această aventură, micuțul Noah spune că vrea să se facă polițist. Isis și Osiris, două cămile de la grădina zoologică din Peru, s-au căsătorit chiar în ziua îndrăgostiților. Cei care au grijă de ele la grădina zoologică din Lima spun că au vrut ca și necuvântătoarele să se bucure de sărbătoarea iubirii, Sfântul Valentin. Isis și Osiris au 3 ani, iar îngrijitorii speră că acum, după ce s-au căsătorit, să apară și puii. Bernie Sanders, favorit la nominalizarea Partidului Democrat în cursa prezidențială din Statele Unite, a fost victima unei farse. Mai mulți ruși, deja celebri pentru farsele făcute mai multor politicieni din toată lumea, l-au sunat pe Sanders și pe roluri s-au pretins a fi activista ecologică Greta Thunberg și tatăl ei. Sanders nu și-a dat seama că este o capcană și a acceptat ajutorul propus. Abia când l-a făcut agent KGB, Sanders și-a dat seama că ceva nu e în regulă și a închis telefonul. We would like to help you
in your campaign in some way, what is the best thing to do? If you wanted to make a statement in support of our plan and my candidacy, I would be very appreciative. If that's something you feel comfortable doing. Of course, we can do that. Okay, that would be wonderful. You become a sleeper agent of the KGB. Yes, I know that you were a sleeping agent, and now it's time to wake up and fulfill your mission. Become president of the United States, build communism in the United States. Cum va fi vremea, aflați din rubrica Meteo. Bun găsit! Sfârșitul săptămânii aduce vreme închisă în Republica Moldova, dar precipitațiile vor lipsi. Așadar, în această noapte, cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile vor varia între minus 2 și 3 grade Celsius. Mâine, vremea se va încălzi destul de mult pentru această perioadă. Maxima va urca până la 8 grade. La Chișinău așteptăm 2 grade în această noapte și 7 grade mâine la prânz. În România, vremea va fi predominant frumoasă, cu maxime cuprinse între 5 și 12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară cât mai frumoasă! Telejurnalul se încheie aici. Mai multe informații găsiți pe site-ul tvrmoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Victoria Ocare și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere! Cel mai bun documentar al Europei Centrale și de Est, în premieră la New York. Este vorba despre filmul Profu, debutul regizorului Alexandru Brendea, câștigătorul uneia dintre cele trei distincții ale Festivalului Internațional de Film Documentar Jihlava, ce va fi prezentat în premieră americană ca parte a unei serii speciale găzduite de Centrul CEF din New York. Documentarul este portretul emoționant și revelator al unui dascăl din Bistrița, care, în ciuda standardelor laxe și a corupției cu care se confruntă, încearcă să salveze pe cont propriu onoarea celei mai nobile meserii. Filmul va fi prezentat chiar de către regizorul său. Proiecția sa, urmată de discuții cu publicul, urmând să aibă loc la Bohemian National Hall din New York, în data de 20 februarie, de la ora 19. Ca în fiecare an, cinematografia românească participă la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Festival de film de categoria A, Berlinala reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din industria cinematografică din lumea întreagă. Aproximativ 400 de filme de toate genurile, lungimi și formate, sunt prezentate în diferite secțiuni ale festivalului, iar circa 300.000 de bilete sunt vândute publicului în fiecare an. Festivalul se desfășoară în perioada 20 februarie-1 martie și sărbătorește anul acesta cea de-a 70-a sa aniversare. Producțiile românești, care în mod repetat au făcut parte cu succes din programul festivalului, nu lipsesc nici anul acesta. Astfel, publicul prezent va avea ocazia să vizioneze în premieră mondială pelicula Malmkrog a lui Cristi Puiu, trei pelicule ale lui Radu Jude, tipografic majuscul Ieșirea trenurilor din gară și Somnambulii, precum și pelicula Adinei Pintilie, Fecioara și Moartea. Filmul românesc vizionat cu sala plină și anul acesta în cadrul Festivalului Internațional de Film Making Waves din Statele Unite. Cel mai amplu program dedicat cinematografiei românești, festivalul celebrează prin cele 30 de pelicule prezentate ultimii 30 de ani în care regizorii români au avut în sfârșit ocazia să-și exprime liber punctul de vedere legat de perioada ceaușistă.
După succesul repurtat deja în luna noiembrie în cinematografele newyorkese, proiectul continuă în California, la UC Berkeley Art Museum and Pacific Art Archive, cu prezentarea unei serii de 13 pelicule în perioada 6 decembrie-27 februarie. Muzeul Sambaccian ascunde unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale Bucureștiului. O colecție născută în perioada interbelică, realizată de un armean, patriot român, care a iubit pictura românească așa cum puțini au iubit-o. I-a iubit pe artiști, dar mai ales a descoperit reale talente și, cu o intuiție incredibilă, a realizat foarte condensat o istorie a picturii românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în prima jumătate de secol 20. Ne aflăm aici, în spațiul cel mai generos al casei pe care Sambaccian a construit-o special pentru a-i fi casă și vitrină pentru colecția sa. O colecție pe care, ca un om extrem de generos ce era, nu a ținut-o niciodată doar pentru sine. Aș dorea foarte mult ca lumea să se bucure în mod real de contactul cu, să zicem, lucrările de Grigorescu și Andreescu, cele care ne înconjoară aici la parter. În Muzeul Sambaccian întâlnim cele mai mari nume, cei mai mari artiști, dar și cele mai importante puncte de referință din creațiile lor. Chiar dacă nu putem scrie o istorie a picturii românești din această perioadă exclusiv pe baza colecției Sambaccian, putem însă să ne facem o părere corectă și nuanțată a evoluției celor mai mari pictori români. Sambaccian a reușit ca, într-un termen foarte scurt, să se împrietenească cu foarte mulți artiști care i-au stat alături nu doar în calitatea lor de artiști, ci și în cea de sfătuitori. Și în felul acesta, ceea ce poate la început nu știa, i-a devenit din ce în ce mai evident, el reușind să-și descopere acele puncte de interes care făceau pentru el lucrul major de descoperit în orice lucrare. Acea ancoră cu care putea să dialogueze astfel încât în timp colecția lui se dezvoltă ca o colecție a unui dialog permanent între colecționar și pictor, dar și între colecționar și subiectele acestuia. Ne aflăm în biblioteca conului Zambacu. Aici suntem în universul lui cel mai intim, împreună cu Palladi, prietenul său, un alt aristocrat al picturii românești, căruia Sambaccian îi purta o prețuire fără de seamăn. De jur împrejur, nuduri, naturi statice, și undeva în colț, o vedere din atelierul artistului, Place Dauphin, o adresă foarte bună în Parisul interbelic. Acolo își avea Palladi atelierul. Sambaccian devine în felul acesta un martor al istoriei contemporane, tăcut, dar nu mai puțin apreciativ. În desenele lui Palladi, ceea ce ne urmărește
este amintirea unei Franțe mediteraneene și permanent amintirea preocupărilor comune pentru construcție și formă, așa cum le vedem și la Matisse. Ne putem întreba, împreună cu Zambaccian, dar și cu George Oprescu, ce anume a făcut ca dintre toți colegii de atelier ai lui Matisse, doar Palladi, românul, aristocratul, să fie cel căruia nu i s-a făcut niciodată parte de o expoziție în Franța. El își are însă locul, după cum vedem aici, nu doar în inima și în biblioteca conului Zambacu, ci și în inima noastră, a tuturor. Liderii decid, iar lumea se schimbă.